A fost amânat în legătură cu faptul că un judecător din complet este în concediu. Este vorba de doamna Elena Cojocaru și din cauza că nu sunt prezent tot completul, nu a fost posibil ca ședința de astăzi să aibă loc. Ce urma să aibă loc? Astăzi urma să fie audiat inculpatul Burlacu Vitali în ședința de judecată. Practic aceasta este ultima acțiune de urmărire penală care a rămas a fi efectuată pe această cauză. Până acum au fost amânate mai multe ședințe de judecată în dosarul coruperii deputaților, unele din motiv de boală a inculpaților, iar altele din cauza lipsei avocaților. Următoarea ședință de judecată în acest caz va avea loc la mijlocul lunii iunie. Fostul polițist Vitalie Burlacu și modelul Irina Baglai, cei doi inculpați în acest dosar, au fost reținuți în flagrant în data de 7 martie 2014, în timp ce urmau să transmită 250.000 de dolari unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Banii erau plătiți pentru ca parlamentarul să părăsească fracțiunea din care făcea parte. Cele două persoane au fost arestate pentru 30 de zile în data de 9 martie, iar în 3 aprilie mandatul a fost prelungit cu încă 25 de zile. Baglai a stat în izolatorul CNA până în data de 29 decembrie 2014, iar Burlacu a fost scos din arest preventiv mai târziu. Fostul polițist Vitalie Burlacu s-a făcut cunoscut lumii întregi în urma protestelor din 7 aprilie 2009, când a fost surprins în timp ce lovea cu piciorul un protestatar.